Exces de patriotism la Craiova, în preajma centenarului, toți arborii din curtea Colegiului Național, Carol I, au fost vopsiți în culorile tricolorului din ordinul directorului instituției. Curtea s-a transformat într-o pădure tricoloră, dar nimeni nu s-a gândit că vopseaua ar putea afecta arborii, dar și cum arată din punct de vedere estetic copacii vopsiți. Au fost vopsiți din ordinul directorului, că doar nu ne-am ocupat noi singuri, dar ni se pare foarte frumos. Credem în Dumnezeu și în tricolor. Roșu, galben și albastru este al nostru tricolor, a explicat sub protecția anonimatului o angajată a liceului pentru ziarul de Craiova.ro. Părerile trecătorilor despre inițiativa inedită a conducerii școlii craiovene sunt împărțite. Cum vi se pare? Frumos așa pentru întâi. Niște tegulițe, niște niște floricele. Pe stradă, nu pe... pentru școală. Ne spune și nouă cum vi se pare pomii aceștia de la Carol. Și dar, urâți, cum se pare? Urâți de ce? Pe cum pui tricolor acum pe orice? Profiți de 100 de ani și pui pe orice tricolor. Mi se pare un exces de patriotism? Da, da, da. Mulțumim! Fapte. Directorul Colegiului Carol I, Angel Cristian Stăiculescu, nu a putut fi contactat pentru a explica de ce a luat această măsură.